Iar în cele ce urmează vrem să vă spunem și vouă, în cazul în care nu știți, pentru că suntem tare fericiți pentru un moldovean de al nostru foarte talentat. E vorba de Cristian Spătaru, dirijor, compozitor, care a reușit să fie cel mai bun în cadrul unui concurs internațional de mare, mare valoare. Și să știți că am reușit să luăm legătura chiar în această dimineață cu Cristian Spătaru. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața, bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur tare din mult. Din Novara, din Italia. Din Novara chiar, pentru că ești acolo, ai participat la concurs. Noi suntem foarte entuziasmați pentru tine, dar vreau să ne zici tu ce ai câștigat, pentru că concursul la care ai participat tu în lumea asta a dirijorilor e un soi de concurs care deschide toate ușile și e concursul pentru cei mai buni, adică cel mai bun din cei mai buni, cumva. Am avut ocazia să fac parte de în primul rând, mersi pentru acest interviu și invitație. Cu drag. Online. Am avut mare fericire să fac parte din Academia de Dirijori de Operă a lui Riccardo Muti, care e un mare dirijor al Italiei, un fel de președinte și un fel de ambasador al culturii italiene în lume. Anul trecut, în decembrie, în Milano, a avut loc această academie și Riccardo Muti fiind și el prin câștigătorii acestui concurs în 1967, deci o chestie foarte interesantă. Și, ca peste câțiva ani să mai câștige alți, cel puțin 4 dirijori care astăzi sunt legende în domeniul lor de dirijat. Și deci, participând la această academie, am primit într-o zi o invitație să mă înscriu în acest concurs pe e-mail, deci nici nu știam că se mai organizează și când. Și mi-am încercat norocul, fiindcă noi aplicăm cu un video și aplicăm cu curriculum vitae, deci cu, cu hai să zicem așa, lista noastră de reușite și fotografie. Există. Și din 200 de oameni, uneori și mai mult, sunt selectați 18, noi am fost selectați 16 acum, dintre care s-au redus iarăși 8 și iarăși 4 și la urmă am ajuns în finală și mă mândresc foarte mult cu faptul că vin din Moldova în primul rând și că chiar dacă sunt mai mult timp în România și cu faptul că am ajuns acolo ca român, fiind. Dar nu ne-ai zis, e vorba de premiul Cantelli, unul dintre cele mai importante premii pentru dirijori. Deci este vorba de un concurs, probabil cel mai important în Italia, nu vreau să greșesc, dar probabil cel mai important concurs de dirijori tineri, până la 35 de ani, premiul Guido Cantelli, care are loc la Torino și a cărei final are loc în Teatro Cocea din Novara, care este foarte aproape, unde dânsul și-a ținut activitatea în mare parte. Dar care e ideea că tu ești practic cel mai bun din cei mai buni, dar se zice că e locul 2? De ce locul 1 n-a fost selectat anul ăsta? Care e treaba? Că nu m-am prins. Păi nu sunt cel mai bun din cel mai bun. Asta o să arate istoria și o să arate viitorul în continuare. Cumva lasă loc. Dar e dreptul juriului să nu aloce premiul întâi, fiindcă bănuiesc că sunt mai multe criterii și sunt... Până la urmă sunt și păreri subiective pe care le are fiecare din membru din acest juriu. Am priceput. Până la urmă, muzica e o chestie foarte subiectivă. O, da. E o chestie de interpretare. Fiecare își are interpretarea lui. Eu la vârsta asta mi-am o interpretare a muzicii, poate se va modifica, însă eu acum sunt foarte convins de ce fac și pot să-mi argumentez fiecare mișcare dirijorală și fiecare decizie muzicală pe care o fac. De aia sunt oricum foarte mulțumit că am primit acest premiu și pe lângă astea și altele două, premiul orașului Novara și premiul criticilor studenți din Novara. Să înțeleg că anul acesta tu ai fost cel mai bun, cine va fi la anul o să vedem. A fost greu tot acest parcurs, tot acest proces, pentru că bănuiesc că au fost foarte mulți tineri talentați, potențialul e mare. Cum a fost parcursul? Așa este. Am avut niște colegi cu cariere deja și nu aveam nu aveam mare speranță în acest concurs, dar așa a ieșit că unii apreciază anumite laturi mai mult, unii apreciază muzicalitatea mai mult, alții apreciază mai mult partea tehnică și eu cred că am câștigat mai mult prin partea asta de muzicalitate. Ce și mi s-a spus și chiar mă bucur de chestia asta, fiindcă până la urmă noi transmitem publicului emoție și muzică și nu vrem să arătăm
publicului cât de buni suntem în, în mișcările noastre, fiindcă dirijorul de fapt nu e foarte, el e important, dar nu trebuie să fie important atunci când se întâmplă muzica, e important ce transmite muzicianul care cântă și ce înțelege și cum percepe publicul, deci ce se creează în sală e important și nu unul, un om. Știu că acest concurs îți deschide foarte multe uși, dar a fost și un premiu bănesc, cum se întâmplă totul? Ai un contract ulterior semnat sau cum e de regulă? De regulă primim, de regulă e posibil să ni se ofere niște invitații în niște săli de concerte și da, am primit două invitații pentru niște ulterioare concerte care posibil vor da naștere unor colaborări frumoase pe viitor. Ce tare. Am discutat cu foarte mulți oameni care nu au făcut parte din juriu, foarte mulți fiind 5-6 oameni din diferite teatre cu care e posibil să colaborăm și vom ține legătura. Am primit două invitații, sigur. Și da, deschide foarte multe uși câștigul concursului, dar un concurs nu este o carieră asigurată. Asta un da. Concurs este doar, doar o șansă. Da, este o șansă poate un pic mai importantă ca alte șanse pe care trebuie să o luăm cu serios, deci să o tratăm serios și să facem față, fiindcă dacă te relaxezi, atunci nu ai șansa asta se stinge și nu continuă, nu există o continuitate. E și un premiu bănesc? Deci premiul 2 constă în 8.000 de euro și am mai primit două alte premii care sunt în valoare de 3.000 de euro, dar... Dar contează de fapt... Italia impozitele sunt mari. Adică jumătate trebuie să lași dacă nu mai bine. Da, contează relația dintre oameni, relația cu orchestra. Pentru mine asta cea mai mult contează, fiindcă orchestra, de la orchestra am primit păreri foarte frumoase și calde și pentru mine asta e cea mai mare. Și e greu să cucerești o orchestră unde sunt foarte mulți oameni. Asta e imposibil uneori. Și pe final de interviu, că știu că te grăbești la tren, știu că totul e programat la tine. Părinții tăi sunt acasă. Cum au reacționat atunci când le-ai zis că, uite, sunt primul și sunt cel mai bun anul ăsta? Păi, sincer, pentru ei era deja o bucurie foarte mare că am nimerit în final, în concurs internațional. Și pentru noi, să știi, și pentru noi. Că am monitorizat tot parcursul. Mă bucur mult și eu nespus. Și bineînțeles că sunt copleșiți de emoții. Ei nu credeau că cu dirijatul poți să faci, nu știu, o carieră. Sau, mai ales dacă vii din Moldova și mai ales neavând o susținere din asta, o bază muzicală, fiindcă eu sunt singurul muzician în familie și în aproape toate rădăcinile mele, de-aia sunt foarte fericit și tot, deci ei încep să înțeleagă tot mai mult ce înseamnă această profesie și asta mă bucură foarte mult, fiindcă datorită la anumite succese și la anumite concerte îi fac să iubească muzica clasică, muzica academică și orice muzică pe care am ocazia să o dirijez mai mult. Și asta e cea mai mare bucurie. Și noi ne bucurăm foarte mult că în ultima vreme foarte mulți artiști de la noi, muzicieni, ne duc faima în lume și reușesc să ne facă să ne îndrăgostim și mai mult de muzica clasică. Chiar astăzi vorbeam cu Eugen, colegul meu, și ziceam: mamă, în ultima vreme am început să ne uităm cu alți ochi, să vedem altfel lucrurile și asta este atât de important, iar tineri ca tine și ca alți tineri nu ne fac decât să fim mândri și felicitări. Cu siguranță ne mai auzim, îți ținem pumnii și să ajungi acolo unde îți dorești. Tu. Sunt sigură că ai planuri mari. Mulțumesc mult, Lili. Mulțumesc încă o dată pentru acest interviu și vă doresc o zi reușită și o săptămână reușită. Te îmbrățișăm, ne pare bine de cunoștință și îți mulțumim tare frumos alături de noi în această dimineață. Cristian Spătaru, dirijor și compozitor, cu siguranță o să mai stăm cu el de vorbă, iar voi ascultați muzică de calitate. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles.